Oh, bună, prieteni! Azi vom face un proiect de artizanat din carton. Stai! Nu facem rochi pentru Barbie? Sam, i-a mai discutat asta. Verifică programul. Ups! Cred că l-am citit de jos în sus. Ei bine, ce proiect să alegem atunci? Da, e o alegere foarte grea. Sammy, e prea evident. Ce? Nu am făcut nimic. Pe bune. Ok, ai câștigat. Prieteni, o luăm de la capăt. Voi nu ați văzut nimic. Am eu grijă de asta. Prieteni, priviți acest material uimitor. Șeful casei noastre de modă o să fie foarte mulțumit. Magnific! Excelent! Cine a făcut aceste schițe uimitoare? Tu le-ai făcut, maestre? Cât pot proba noua mea rochie? Ai răbdare, domnișoară! Întâi îți vom lua măsurătorile. Sammy, ești sigur că avem nevoie de toate acele măsurători? Desigur! Uite, urmărește notițele mele și fă tipare pentru partea de sus a rochiei. Da, șefule! Ok, prieteni, să vedem ce avem aici. Când tiparele de hârtie sunt gata, doar le decupăm. O să împrumut asta o secundă. Hei! Oh, prețiosul meu! Curând vei deveni o rochie frumoasă și îți vei îndeplini scopul. Hei, vorbești cu materialul? Da! Nu așa repede! Apoi vom pune un tipar terminat pe bucata de material. Le ținem lipite bine împreună. Apoi luăm foarfecele și decupăm conturul. Te descurci grozav! Ai grijă la cotitura aia! Cât timp tu m-ai săcăit, eu am și terminat! Cum arată? Nu e rău, Suzy, dar trebuie să le verific mai întâi pe modelul meu! Dă-mi-le! Știți ce aveți de făcut, prieteni? Repetăm aceiași pași pe alte tipare pe care le-am făcut! Cred că e timpul să o chemăm pe croitoreasa magică! Cine e? Ți-o arăt eu! Bam! Ea e croitoreasa magică! O cunoști destul de bine! Da, ne cunoaștem bine! Croitoreasă, avem multă treabă de făcut! Ei bine, știi că am fondat această casă de modă de unul singur! Hei, nu am comandat material zburător! Ăsta e un semn că trebuie să te întorci să lucrezi la proiect, Sammy! Prieteni, acesta este sfârșitul primei etape! Rugați un adult să vă ajute cu mașina de cusut și veți obține o astfel de drăgălășenie! Susan, du-o să probeze! Tocmai am prins-o când fura gustări din bucătărie! Bine, bine! Așa designer, așa model! Poftim? Nu înțeleg ce vrei să spui! Îi se potrivește perfect! Așa că putem pune ariciul pentru a o fixa! Trebuie să vă ajute adulții la această etapă! Acele sunt destul de înșelătoare! Până și prințesele au căzut în blestem! Așa că supervizarea este... Hei, frumoasă adormită! Ai pregătit materialele pentru mâneci? De ce? Am rugat zânele să fac asta! Wow! Ce ne-am face noi fără acele creaturi magice? Facem mâneci mari și ondulate, așa că vom pune materialul sub un instrument de presare. Și vom face pliuri mici și îngrijite. Arată așa drăguț! Prieteni, priviți! O bucată e gata! Acum o punem în jurul mânecii și o coasem. Urcăm tot mai sus pe mânecă! Iar la final îți obține... Ei bine, atât nu e de ajuns! Siu, ia înapoi! O rochie cu doar o mânecă? Cui ar plăcea așa ceva? Hop! Acum ce zici? Clar ar trebui să verifici ultimele tendințe în modă, Sammy! Prieteni, moda lui Sammy este nemuritoare, așa că rămâneți cu noi pentru a afla toate tendințele! Prieteni, am făcut volane în plus pentru a decora și spatele și fața! Susan, știi ceva? Am rămas fără volane mari! Exact ceea ce ne trebuie pentru a face... pentru a face o fustă lungă magnifică! Să coasem un volan la bază și să adăugăm mai multe straturi pufoase! Deci, ești gata să-ți încerci noua ținută? O să fie gata în curând! Sam, cât timp tu ai vorbit, eu am făcut asta! Uite! Când fusta este gata, îi coasem marginile de partea de sus. Aici și aici! O să arate ca o trenă! Folosește paietele pentru a termina rochia! Woohoo! O să arate grozav! Iar Barbie-a noastră începe primul ei podium de modă! De noi poze pentru canalele mele de social media! Domnișoară, te rog, maestrul e foarte ocupat! Bine, bine! Un nou client, hă? Bine! Din fericire am ceva pentru tine! Poți să iei gratis, suntem generoși azi! Wow, ce ostentativ! Să vedem ce a creat designerul nostru de data asta!
Uș! Sfinte parmezan, o rățușcă drăguță! Eu adună-te! Ok! Mie mi se pare destul de simplu. Ok, dar acum, ce zici? Spune că e bun! Susan, spune! Sigur că este! Hai să vedem ce putem face. Dacă le coasem împreună, o să arate mult mai bine. Dar unde este partea din fața rochiei? Sfântă mozzarella, Suzy, cauți ceva? Da, e la tine, de fapt. Mersi! Croitoreasă magică, am nevoie de ajutorul tău. Oh, doarme așa drăguț, drăguț. Dar munca nu poate aștepta. Nu uitați că trebuie să facem cusături pe dos. E timpul pentru probă. Barbie numărul 2, e rândul tău. Ei bine, cum e? Dar mă bine, îți este bună? Sunt gata! Sfinte plăcinte, arăți uimitor! 70% de perfecțiune! A? Ce? Doar 70%? Ce nu e bine? Totul e bine, doar că rochia nu e gata încă. O vom face în culorile curcubeului. Prieteni, pregătiți-vă pentru o avalanșă de culori. Vom face volane noi în toate culorile. Acum hai să coasem totul! Puteți ruga un adult să vă ajute cu mașina de cusut sau puteți face toate cusăturile manual. După asta voi face rochia curcubeu să strălucească! Abia aștept! Paietele arată așa bine pe tine! Ar trebui să începi un nou trend printre slime-uri! Atunci o să păstrez câteva paiete pentru mine! Pentru orice eventualitate! Șt, draga mea! Zâna ta slime a venit să te salveze de acel slime răutăcios! Strălucitus aparificus! Bancheta magică toantă! Siu, se pare că trebuie să te descurci singură! Păi, bine! Mersi, Zena Slime! Stai să te salvezi și pe tine! Mersi, Susan! Aruncă chestia aia! Dar ar fi o risipă! Mai bine îl folosim pentru a face o trenă curcubeu! Câteva cusături magice plus o altă bucată de material strălucitor și trena-i gata! Suzy, nu mă pot decide ce curea se potrivește mai bine! Sunt așa diferite! Oh, tibidaba, mie mi se par similare! Dar parcă-mi place mai mult cea roșie! Ce părere aveți, prieteni? Siu, ai terminat acolo? Abia aștept să o văd! Așteaptă! Trebuie să facem o mică prezentare! Figurați pe scenă! Ce spectacol! Domnișoară, cum te simți? Celebritățile! Auci! Sfântă mozzarella! Suzy, se pare că avem o candidată pentru cea de-a treia transformare! Prieteni, vreți să vedeți procesul? Atunci rămâneți cu noi! Se pare că o cenușăreasă modernă a venit să ceară ajutor! Am găsit pantofii de mărimea potrivită! Tot ce ne mai trebuie e rochia de seară! Asta e partea ușoară! Oricum, cu aceste tipare ne vom trimite prințesa la bal astăzi! Întâi vom decupa bucățile pentru partea de sus! Vom folosi diferite materiale pentru aceasta! O să arăți uimitor! Crede-mă, designurile slime-urilor sunt ireproșabile! Prima piesă e gata! Să le facem și pe celelalte în același fel! Tiulul creează un efect delicat, așadar să mai adăugăm un strat peste. Și apoi să coasem piesele împreună. E posibil să aveți nevoie de ajutor aici. Suzy, ar trebui să te ajut eu, ha? Ei bine, dacă găsești un fermoar, ar fi grozav. Mersi, Semi. Prieteni, faceți aceiași pași cu celelalte bucăți ale părții de sus. Luați-vă după mine. Ei bine, deja am făcut o rochie cu fermoar. Hai să folosim arici de data asta. Ha, o decizie creativă. Îmi place. Vom pune ariciul chiar aici. Uite așa, nu e nimic complicat. Și-l fixăm cu câteva cusături, uite așa. Ce zici de o fustă, Semi? Am una! Wow, se pare că o să fie o fustă mare și umflată! Ca pentru un bal adevărat! Tot ce trebuie să facem este să-i punem o betelie pentru a-i da formă! Mersi! Prieteni, puteți ruga un adult să vă ajute aici ca întotdeauna! Ei bine, e gata? Să vedem! Ups, am ascuns din greșeală modelul în spatele ei! Pentru că trebuie să o îndoi pe jumătate, Suzy! Greșeala mea! Ok, așa o să fie bine! Acum arată bine, ha? Să fixăm împreună fusta și partea de sus împreună cu o cusătură interioară! Unde e prințesa mea? Avem de mers la întâlnire! Wow, Semi! Nu știam că ai sânge albastru! Sigur că am! Dar doar pentru seara asta, ceilalți prinți au dispărut dintr-o dată! Arată așa... ciudat! Adică rochia-i grozavă, dar coafiura... Ups, nu am terminat aici! Suzy, trage de timp!
Apoi mai putem adăuga un detaliu, prieteni, mânecile. Uș! Încă una și iată rezultatul. Nu pot termina și balul e atât de curând. Poate ne ajută cineva cu magie? Ah, ai dreptate! Zona Slime va salva ziua! Hocus pocus, abonați-vă! Hai să aruncăm o privire la toate cele trei rochii frumoase ale casei de modă slimoase! Așa lungă! V-au plăcut rochiile, prieteni? Care a fost cea mai frumoasă? Cea cu volane roz? Cea cu curcubeu? Sau cenușăreasa modernă? Dați-ne un like! Unde s-a dus? Sammy! Sfinte plăcinte, ai notat în vopsea? Sammy, unde ai fost? Nu pot să fac un proiect așa cum trebuie fără tine! Cred că trebuie să plec acum! E o urgență! Iar următoarea rochie o să fie pentru mine! Pa, prieteni! Apăsați clopoțelul și clar ne vedem în clipul următor! Pa, pa! Thank you.